Aproximativ 200 de angajați de la cariera Jilț Nord au refuzat să intre în această dimineață la lucru. Liderul de sindicat din zona Jilț, Adrian Marciuc, spune că oamenii sunt nemulțumiți de faptul că administrația dorește să le plătească doar 7 ore de muncă peste noapte și nu 8. Angajații au renunțat însă la demersul lor și au mers la excavatoare după ce au discutat cu liderii de sindicat și directorii unității. Angajații de la Jilț Nord au refuzat în această dimineață să meargă la excavatoare din cauza faptului că pierd la salariu. Conducerea CEO a decis ca sporul de noapte să fie plătit pentru 7 ore și nu pentru 8, motiv pentru care fiecare salariat a pierdut câte 30 de lei la salariu. Am fost în jur de 150-200 de salariați de la Jilț Nord care n-au mai vrut spontan să urce la excavatoare. Am fost chemat și sindicatul, conducerea sindicatului, a fost chemată și conducerea administrativă a carierei pentru clarificări privind această stare de tensiune care s-a generat nu din partea noastră și din partea complexului energetic Oltenia. Fostul manager al CEO, Laurențiu Ciurel, a vorbit și el despre protestele din aceste zile, dar și despre mutarea sediului CEO la București. Nu principalul motiv, dar unul dintre motive sunt și, eu știu, mișcările astea sociale preconizate, pentru că până la urmă există o oarecare vizibilitate. Ați văzut ce s-a întâmplat, pichetau acolo, veneau televiziuni, erau transmisii în direct, mă rog, se putea mediatiza ușor în fața unui sediu. În fața sediului termocentralei sau a cariei nu se va întâmpla vreodată ceva, iar în București cu mult mai greu se vor putea organiza acțiuni sindicale de genul ăsta, pentru că eu știu acolo cum reacționează acei dinozauri sindicali. Mai multe declarații date de Ciurel puteți urmări în această seară de la ora 21 la emisiunea Ora Adevărului de la TV Sud.